plictisit iarăși încoată. Trebuie să-mi aduc un omagiu pentru ce am făcut împotriva filmului românesc, pentru al filmului de televiziune românesc, pentru că nu mai e la modă să te duci la cinematograf, hai să fim serioși. Pentru că sunt filme de proastă calitate, nu se mai produc capodopere, da? Ședevră de asta, nu mai ai ce să vezi. Și toate filmele serioase sunt preluate de televiziuni, chiar dacă vin cu un pic întârziere, nu e nicio problemă, pentru că nu merită să te duci la cinematograf astăzi decât cu copilul. Să vadă în 3D un film ăsta de desene animate, iar într-adevăr sunt de calitate și unde nu suferim după Woody Woodpecker sau după Chili Willy. Adică nu sunt mai proaste astea în 3D de astăzi, dar în rest cinematografia este fix zero barat. Adică serialele astea de televiziune, streaming-ul, toate platformele astea care au revoluționat existența cetățenilor și divertismentul pe planetă, peste tot în lume, au depășit deja de mult cinematografia, deci este un domeniu ratat, dar încă o dată spun, îmi exprim stupefacția generală că un asemenea serial, deci de o asemenea calitate, ar trebui interzis, tocmai pentru a nu da în idioțenie, tocmai pentru a nu da în blagii populație, tocmai pentru a-i mai da o șansă cetățeanului de astăzi, care și așa are la dispoziție toate mijloacele de divertisment posibile să-și curețe intelectul. Da? Pitecantropia asta rezultată din proasta folosire a internetului, care este cel mai mare prieten, dar în același timp și cel mai mare dușman al nostru, duce la această pierdere a rațiunii, la această idioțenie timpurie, la această pitecantropie, da? Care este un fel de Alzheimer de tânăr. De ce îl te tâmpește? CNA-ul, dacă ar avea membrii responsabili, ar interzice asemenea golănii pe televizor. Uitați-vă, bă, la filme serioase, că sunt destule. La filme jucate de actori serioși, de filme unde există substanță, unde există umor, unde există umor negru, unde există ceva. Nu la las fierbinți, Dumnezeule. Îți vine să-ți dai cu televizorul în cap. Este cea mai mare rușine produsă de televiziunile din România. Deci trebuie stopat asta, pentru că și asta e mortală, domnilor de la CNA. Indiferența este mortală. Asta conduce până la urmă la pierderea oricărei logici, la pierderea rațiunii, la pierderea responsabilității. Nu mai ești conștient, nu mai ai discernământ dacă te uiți la genul ăsta de producții. Și la divertismentul, sigur, care se produce. Devii un idiot. Nu mai faci diferența după aia între ceva ce merită văzut și ceva ce merită aruncat la coșul de gunoi. Bun. Mergem mai departe. Stăm bine într-un domeniu și aici nu avem nevoie de finanțare. Este un domeniu unde gloria ne așteaptă și anume un domeniu drag nouă, la fel ca și vânătorile astea ilegale. Este vorba de locuințele care au closetul în fundul curții. România este lider european cum nu este lider în niciun alt domeniu. Și anume, toaleta în fundul curții sau în grădină, pronunțat mai decent, reprezintă 2,4% din procentul european, deci din locuințele europene. 2,4%. Asta este procentul de cetățeni ai Uniunii Europene care au WC-ul în curte. În România procentul este de 29,7%. Practic de 30%. 30% dintre români, nu Liviu Dragnea, nu Viorica Dăncilă, nu Rodica Nasar, nu Carmen Dan, nu Nicolae Bădălău și nu Codrin Ștefănescu, dar restul românilor, practic, aproape dacă mai spuneam câțiva, ajungeam deja la procentul respectiv, deci restul românilor aproape au WC-ul în fundul curții, 30% dintre cetățeni au un astfel de neajuns. România este urmată de Bulgaria, 16,7%, totuși enorm. Pentru cei care mai aveți ocazia să vă duceți în weekenduri pe la țară, pe la bulgari, e o diferență dintre 29 și 16, că după virgulă suntem la fel cu ei, de 13%, ceea ce totuși este enorm. Pe locul al treilea, Lituania, o țară totuși aflată în nordul Poloniei și în sudul Republicilor Baltice, 12,2%. Boierie, tată. Păi noi când o să ajungem la 12% WC în fundul curții,
Irinel Columbeanu se va fi întors de pe Jupiter, nu de pe Marte. Letonia este a patra de la coadă, vecina de la nord a Lituaniei, 10,9%, colosal în comparație cu noi, la 19% de noi. Vine Estonia cu 6,1%, dar în Estonia, țara aflată în punctul cel mai de nord al Republicilor Baltice, la granița cu Golful Finic. Atenție, problema Estoniei, una dintre cele mai dezvoltate țări din lume, este că are o graniță formată din niște lacuri teribile cu Rusia. Da? Deci granița de est este brăzdată de lacuri și acolo este și frontiera. E bine, în zona respectivă nu se poate călca. Deci este normal ca WC-ul să fie în fundul curții, sunt zone practic neaccesibile. Acolo, din când în când, este ca nordul Finlandei, în Laponia, adică. Laponia fiind o regiune, atenție, împărțită între Finlanda și Suedia, poate nu cunosc politicienii noștri destul, țara lui Moș Crăciun, căcaturi de-astea, nu. Laponia are o parte importantă și în Suedia. Nu vă lăsați amăgiți că numai în Finlanda. Așa știm noi povestea cu Finlanda, cu Moș Crăciun, dar Finlanda împarte cu Suedia această zonă de Laponia. Bine, așa cum și Estonia împarte zona aia de lacuri teribile, geniale, cele mai colosale și mai frumoase lacuri europene sunt acolo, la granița estonă-rusă, e bine, acolo n-ai ce să ceri. Deci de asta Estonia are, toți cei care locuiesc acolo, bineînțeles, n-ai cum să duci WC-ul în casă. Și nici nu merită. Ungaria vine, 3,9%, o să ne spună prietenii noștri maghiari că e aici, pe frontiera cu România, într-adevăr este înfiorător de puțin dezvoltată zona asta de est a Ungariei în comparație cu ce are Ungaria la granița cu Slovenia, de exemplu, partea cea mai dezvoltată asta. Bun, asta conform Eurostat. E bine, cine credeți că e de partea cealaltă a clasamentului? Luxemburgul, unde 0,1% din populație are WC-ul în curte. Acum e, mă, să fii luxemburghez totuși și să stai cu WC-ul în fundul curții? Au și ei niște zone de la mai părăginoase, așa, mai amărâte în țară, sate de alea, așa cum vedem prin Flandra, uitate de Dumnezeu, în zona de asta de pădure, și probabil acolo niște pădurari nu și-au mai adus WC-ul în casă. Spania și Germania, Republica Federală Germania, m-a fi spus Mihai Rusu, 0,1%. Spania, totuși o surpriză, e un confort pe care nu ni-l puteam permite raportându-ne la prietenii noștri spanioli, pentru că Spania este la țară aproape toată, puține orașe mari, în rest o țară imensă, aproape toată rurală și mai ales în partea de vest, în Extremadura și apoi toată granița cu Portugalia, e o catastrofă acolo, plus sudul ăla extrem, arid, de zici că ești în Africa, n-au ce să facă spaniolii. Punctul ăsta de vedere, ei au făcut tot ce s-a putut. După Franco, au reușit să se ridice, au a doua cea mai bună rețea de autostrăzi din Europa, au depășit Republica Federală Germania, Germania de Est prost la autostrăzi, deci e corect să spunem RFG, i-au depășit pe vest germani, spaniolii, este un nemaipomenit, numai Franța are infrastructură rutieră în Europa peste ei, au cea mai mare agricultură din lume, spaniolii, deci au reușit acolo în domeniile unde s-a aștepta de la ei. S-au dopat în sport, ca lei, aproape toți mari campioni spanioli s-au dopat în ultimul hal, deci au făcut și din sport, unde erau zero barat în anii 70-80, o cultură dintre asta a rezultatului, și pentru asta sigur îți trebuia în lumea asta sportului mincinos, îți trebuia dopaj, deci au progresat acolo. Ciudat clasamentul, Luxemburgul alături de Germania și de Spania. Iată, Marea Britanie sau Franța nu stau chiar atât de bine, pentru că și acolo sunt niște zone, nu e o sărăcie în Marea Britanie, am văzut niște reportaje săraci, bă, în Marea Britanie, bă, dacă vă puteți imagina. Niște reportaje de-astea deștepte, făcute de televiziuni serioase, la țară, în Anglia. Era o zonă undeva, vă și spun unde, la vreo 40 de kilometri de Manchester, care este al patrulea oraș al Marii Britanii, absolut nimic pe o rază de mai bine de 40 de kilometri, niciun magazin. Și arăta niște femei din astea
care trăiau din câteva sute de lire pe lună, n-aveau serviciu, doar de niște ajutoare, de asta nici ajutoarele sociale n-ajungeau la ele, așa, care se duceau cu căruciorul ca țiganii noștri care fură fier vechi, treceau printr-o pădure pe niște podețe de astea improvizate să ajungă după kilometri ca ăia în America Centrală la un amărât de hipermarket. Unde, într-adevăr, cu bănuții aia puțini pe care îi aveau, reușeau să cumpere câteva. Atenție, nu vorbim aici de persoane fără adăpost. De cetățeni britanici. Da? O pustietate acolo, nimic. Vremea aia mizerabilă, nu vedeau soarele niciodată pe an. Da, niște condiții și spuneau, domnule, când mâncăm la masă câte o farfurie întreagă de paste, erau câte 4-5 în casă, copii de aia plini de pistrui, toate culorile de la de roșu în cap, părul ăla tipic de nordul Angliei, încă de mici, o singură jucărie la 4 copii, bă, deci condiții, ce să spun, de vaslui, bă, în Marea Britanie, tată. Dar atenție, pe teritoriul Angliei, deci nu vreo nordul Irlandei de nord, deci pe teritoriul Angliei, undeva te duci spre Scoția. Mizerabil, deci nu văzuseră o ciocolată în viața lor. Da, erau ăștia cu ajutoarele veniți de prin Europa să le mai dea câte ceva. Deci există și astfel de oameni. Sigur, ăștia nu trag în jos nici economia Marii Britanii, nici standardele ei. Dar dacă veniți să vă puneți întrebări inteligente, de exemplu, de ce britanicii au mai mulți WC-uri în fundul curții decât spaniolii, uite un început de răspuns. Bun, ce subiecte ar mai fi, de exemplu, unul foarte interesant, foarte interesant pentru noi, militari români în Mali. Înseamnă, canadienii nu mai vor să lupte în Sahel, asta este considerată zona cea mai periculoasă din lume. Niger, Mali, Ciad, în momentul de față, este peste Siria, peste Afganistan, peste Irak. Așa spun cel puțin cei care sunt specialiști în zonele de bătălie, de conflict ale planetei. Sahelul este în momentul de față butoiul cu pulbere numărul 1. E culcă e de jihadiști, de islamiști, de Al-Qaeda, de tot, pentru că acolo, în deșertul ăsta impenetrabil al Sahelului, se poate ascunde oricine. Bine, canadienii vor să renunțe și ne-am putea duce noi în locul lor. Canadienii au 8 elicoptere și 250 de militari în Mali, considerată cea mai sensibilă zonă pe continentul african în momentul de față, să moare pe capete acolo. Ce ar putea să facă ai noștri? Am înțeles că ministrul canadian al apărării, Harjit Sayan, a venit recent în România și s-a întâlnit cu fostul ministru al apărării, Mihai Fifo, și au discutat despre asta. Dacă românii vor ajunge acolo, sper să o facă cum am încercat să o facem noi în armată, pe vremea maiorului Voicu, când vreau să plecăm în Cuveit. Dar n-am reușit pentru că ne trebuia aprobarea părinților și nici n-am îndrăznit să le propunem. Noi vreau să ne înducem ca forță necombatantă, că noi eram, după cum știți istoria mea, în armată, eram la morse. Și ne duceam în Cuveit să stăm în spatele frontului și să ajutăm armata americană și cei care se băteau pe acolo. Și infirmierele din țările NATO, care mai trebăluiau, mai aveau câte ceva de făcut. Noi de asta ne duceam. Dar noi ne duceam de ce? Pentru micul dejun. Că era fabulos în Cuveit și care ne parvenise la unitate. Nu văzuse maiorul Voicu că s-ar fi dus și el. Ce mic dejun era, plus soldă excepțională. Deci veneai cu niște bani acasă de acolo și îți cumpărai după aia blugi turcești și țigări care să ajungă la maiorul Voicu mult mai ușor. Bun, publicitate și prima pagină interesantă în România Liberă de mâine, une fois n'est pas coutume, hein? Iată, Brexit-ul și foamea, o lecție de manipulare, dar să știți că textul este foarte bun. Ăsta de pe prima pagină l-am citit, explică bine de tot ce înseamnă ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană în formatul actual. Sigur, acesta deocamdată nu este validat, dar în câteva cuvinte bine prezentat, nu se știe care este viitorul acestui tratat. În orice caz, de reținut că se fac presiuni pentru ca euroscepticii să iasă păcăliți, în sensul în care Marea Britanie și Uniunea Europeană să continue așa o lălăială până prin 2023. Adică această perioadă de tranziție post-Brexit, care să nu dezavantajeze niciuna dintre părți. Odată cu ieșirea oficială a Marii Britanie din Uniunea Europeană, adică 29 martie 2019, până încă vreo 4 ani, 2 ani sigur,
dar se negociază pentru 4 ani, timp în care să se uite practic tot diferendul și să nu se întâmple nimic. Adică tot ce este acum în vigoare, da? Toate tranzacțiile, toate legăturile dintre Uniune și Marea Britanie să rămână pe procesul ăsta de tranziție, deci 2 ani aproape sigur, dacă nu 4 ani. Explică asta și acest text. Aici, atenție, șeful Renault-Nissan, trebuie să spunem chiar Renault-Nissan Mitsubishi, unul dintre cei mai mari oameni de afaceri francezi de pe planetă, a fost arestat la Tokyo pentru fraudă fiscală. Ăsta este nenea, vedeți aici. Iată-l. O informație care a bulversat, practic, spectrul informativ francez astăzi. L-au arestat pe nenea ăsta la Tokyo. El se credea practic intușabil. Era unul dintre ultimii mari oameni de afaceri din Franța, nepârlit niciodată cu nimic. Money, revista Money, unde Radu Paraschivescu, deși nu e el ăsta mare și gras de pe prima pagină, ăsta e un familist. Radu Paraschivescu mai are până la familie. Expresii românești deformate de telefonul fără fir. A fost de paraître partout. Mon ami, risc de perdre du credit, sensul în care nici nu-i bine chiar să te bași peste tot. Mai bine totul să rămâi în universul tău, așa, nu să te întinzi peste tot. Mai avem evenimentul zilei. Iepurele Dacian Cioloș, scrie maestru Cristoiu, sau Norica Nicolai, România este ținută în curs de lideri europeni cu ajutorul unor europarlamentari de-ai noștri. Cum i-a potolit Dragnea pe Firea și Stănescu? Dăm bâra după pauza publicitară.